Bun găsit tuturor la Frunze de Amurg. Este un dublu eveniment oferit aici la Casa Cărții, la Centrul Cultural Pitești, în Sala Ars Nova, de un creator de frumos, domnul Florin Nicolescu. A revenit după ceva vreme la instituția noastră, atât cu o expoziție de grafică în maniera proprie, dar și cu o lectură din cele mai recente creații, iar pentru aceasta are doi invitați cu totul speciali, domnul dr. Constantin Teodore Craifaleanu, poet, cenaclist, membru al cenaclului Armonia Argeșene, de asemenea din familia Centrului Cultural Pitești. Bună ziua și bine ați venit și revenit! Bună ziua, v-am găsit! Și astăzi am avut plăcerea și bucuria să o cunosc pe cealaltă invitată a domnului Florin Nicolescu, pe doamna Liliana Prodan. Bună ziua și bine ați venit la Centrul Cultural! Bună ziua, bine v-am găsit, e o adevărată onoră pentru mine! Așa este, iar plăcerea este reciprocă. Sunteți argeșancă, piteșteancă, de unde veniți dumneavoastră? Stată în Pitești. Și originară de unde? Din Olt. Din Olt, foarte frumos, mulțumim. Dumneavoastră ați venit să-l susțineți pe sensibilul poet și grafician Florin Nicolescu, să ne oferiți o lectură din creațiile literare ale domniei sale. Va fi o alternanță la lectură împreună cu domnul dr. Constantin Teodor Craifaleanu, care este din ce în ce mai solicitat de poeții locali, mai ales pentru dicție și pentru vocea domniei sale, dar și pentru creațiile personale pe care ni le-a oferit cu plăcere de fiecare dată când a fost invitat și la Cenaclul Armonia Argeșene și la propriile lansări de carte. Încă o dată, mulțumiri tuturor pentru această bucurie de a ne împărtăși din creațiile domnului Nicolescu și pentru a-l susține, așa cum spuneam, dânsul este un poet, un grafician, un artist foarte sensibil și nu vine decât atunci când chiar are ce să ne spună. Și de data aceasta a venit cu o bogăție de grafică, dar și cu foarte multe poeme. Domnule Nicolescu, aveți cuvântul, de ce? Frunze de Amurg. Este vorba de o anumită vârstă pe care o am și după ce am venit aici de vreo 9 ori, cred că e aproape ultima dată, pentru că nu știu dacă voi putea să mai creez în același mod pe care... Știți cum se spune, nu spune niciodată, niciodată. Nu vreau să spun că niciodată, dar este... Dumneavoastră sunteți puțin mai pesimist, vă cunosc foarte bine și de multe ori ne-ați amenințat că nu mai veniți, că este ultima expoziție, că e ultima dată când expuneți și apoi ne surprindeți cu lucrări deosebite. A fost și o oportunitate, pentru că am plecat după 20 de ani de zile și am făcut din nou Călimănești Căciulata. Și da, este un art peste timp, dacă o luăm din punctul ăsta de vedere. Și tot acolo am început să mai scriu din poezie și am găsit iară poezie veche pe care nu o recuperasem din jurnalele pe care le-am scrise din anii dinainte. Și dacă voi putea să citeți din ele acum, dacă nu, rămâne pe altă dată într-adevăr, adică pot să fac și o promisiune fără să fie cumva gratuită, pentru că mai am. Și anii 2022-2023 nu sunt acoperiți acum, așa cum v-am obișnuit, adică să vin numai cu poezie pe care n-am citit-o. Acum o să fie poezie și la alegere, cumva, dar cealaltă poezie o să o pun la punct și o să vin și cu ea. Vă așteptăm cu mare plăcere. Câteva cuvinte și despre expoziția dumneavoastră de astăzi. Expoziția cuprinde grafică începând cu 2001, prima expoziție care a fost axată pe portret. Din acel moment am lucrat paralel în continuare și portret, dar mai puțin m-am axat pe natură. Și din 2001... 2003 am avut o expoziție care s-a numit îmi scapă acum. Nu mai contează, ați avut o altă expoziție, da, unde? E vorba de Călimănești și Predeal. A fost o expoziție în care am avut mult mai multă natură. Și din momentul în care am
trecut de acel moment, nu am mai avut expoziții decât în momentul când am făcut și lectură de poezie și am revenit destul de târziu, din 2003, am revenit abia în 2016, când știți că am avut expoziție care a ținut destul de mult la dumneavoastră, după care am avut expoziții și poezie pe care le-am expus la teatru. Luxurianța a fost titlul pe care nu l-am dat eu acele expoziții din 2003 și ar fi trebuit să o țin minte, dar mă rog, mai uită, începe să mai... Vă reprezintă, da, pentru că ați avut multe, multe de făcut între timp. Între timp am lucrat foarte mult și în Pitești, deci o să vedeți că am lucrări și din Pitești, puse fiecare pe altele. Ce v-a mai inspirat sau cine v-a mai inspirat, domnule Florin Nicolescu? Dacă stăm să ne uităm la viață... Văd că aveți multe portrete, într-adevăr. Da, atunci au fost portrete pe care le-am făcut inspirat și de fotografii, de artiste. Nu neapărat au fost persoane. Dacă aveam timp să aduc acum lucrări de acasă, mai multe, vedeți că am și portrete pe care le-am făcut cunoscuților. Adică aș putea să spun că au fost câteva persoane care au solicitat acest lucru și doamna Diana, care nu poate să vină aici acum pentru că este plecată, am vorbit cu sora dânsei care o ajută la o florărie, nu poate să vină, dar i-am făcut de câteva ori portretul. A fost încă un coleg de Cenaclu, domnul Mândruță, care mi-a solicitat acest lucru. Da, domnul lucru. Colonel, da, Constantin Mândruță. Da, am lucrat pentru revista Argeș și portretul lui Marin Ioniță și încă ceva. Și acolo am expus tot așa câteva lucrări de grafică, dar de atunci nu am mai avut persoane care să stea să-mi pozeze. Și am avut schițe pe care le-am făcut în Cenacul de la Juventus sau de la Rebreanu sau la Sint, pe care le-am făcut pe marginea pe Colțul Mesii. Deci nu pot să spun că alea sunt lucrări definitiv terminate. La ele trebuie să lucrez și o să se vadă în momentul când o să expun când o să expun grafica pe care am făcut-o și în Pitești și în alte părți, o să se vadă că am făcut schițe de creion, am făcut lucrarea propriu-zisă, după care am făcut copie și copiile respective le prezint aici. Deci tot ce se vede acolo pe alb negru sunt copii, nu sunt originale. Cele care sunt pe roz sunt pe carton, carton sau foaie colorată și o să vedeți mai multe, o să am un album întreg ca să-l prezint. Iar originalele le am undeva aici, în lateral, și mai sunt și pe masă acolo, atât Predealul cât și Călimăneștiu, de acum 20 de ani, iar Călimăneștiu de anul acesta o să-l prezint la un moment dat, după ce o să le dăm cuvântul celor care citesc, o să-l prezint ca să-l vedeți cum arată și să poate să înțeleagă care e diferența dintre o grafică care este lucrată în stilou sau în pix sau în creion și una care este prezentată în copie. Deci acestea sunt. Da. Și o să revenim aici. Sigur că da. Să vadă mai îndeaproape. Lucrați frumos și lucrați îndeaproape. Mult, într-adevăr, minuțios. Aveți o grafică așa minuțioasă. M-am bucurat pentru că am descoperit o alee pe care nu o știam din trecut și pe care am exploatat-o cât am putut. Iar din lucrările pe care le am de acum 20 de ani, o să vă prezint tot așa în album. Nu am avut posibilitatea să am un spațiu în care să le pot expune așa cum aș fi dorit eu, însă dumneavoastră știți că am mai venit aici cu lucrări panotate deja. Pot să fac expoziție itinerante dacă iau acele lucrări, dumneavoastră știți că am venit cu ele aici, dar acum nu am mai putut să vin, a fost timpul foarte scurt. Ați venit cu aceste lucrări cuprinse în albume și da, sunt foarte interesante, ne putem bucura și în modul acesta de prezentare. Dar lucrați alternativ, atât grafică cât și poezii sau cum proceda? Sau lăsați deoparte grafica? Nu lucrați în același timp? Nu. În momentul când am timp liber și pot să ies în natură, lucrez grafică. În momentul când sunt timpi morți,
lucrez după... Deci în spații deschise simțiți nevoia de grafică, de exprimarea plastică? Nu, și poezia, da? Am și scris în trivale, sigur că da, adică sunt multe lucruri pe care trebuie să le pui la punct și să le lucrezi de foarte multe ori. Domnul Craihovaleanu vă poate confirma, pentru că și dânsul scrie și știe că se revine asupra fiecărei poezii de mai multe ori, așa cum am revenit și eu asupra graficii. Iar în albumul pe care l-am pus pe masă acolo, am găsit o tehnică de lucru care acum este pusă la punct pe calculator. Eu nu am luat-o pe calculator, am luat-o dintr-o revistă de artă și de acolo am studiat felul în care au fost făcute lucrările respective. Era vorba de niște cardioide. Eu am exploatat împărțirea cercului în mai multe puncte și din punctele respective, cine va răsfoi albumul respectiv o să vadă câte lucrări au ieșit și câte lucruri interesante pot să iasă. Dar, v-am spus, la ora actuală... Da, vă duceți cumva parcă și spre geometria aceea sacră, așa cum apar... S-a lucrat foarte mult în domeniul acesta. Sunt oameni care au ajuns specialiști în străinătate și nu vreau să vorbesc despre lucrul acesta pentru că nu îl stăpânesc așa de bine. Dar aveți niște tendințe. Din da, ce văd. Da, păi arhitectura sacră ocupe și ea un loc aparte. O să vedeți că am și aici niște biserici făcute. În ideea aceasta vă spun, aveți niște tendințe să vă duceți către geometrie sacră. M-am dus, în momentul când m-am dus pe Valea Oltului, am găsit destul de multe subiecte de genul acesta și am găsit un album din Bucureștiul vechi, pe care n-am putut să-l exploatez decât o zi sau două l-am avut la mine, însă am luat de acolo un clopot și niște călugări, lucrarea, trebuie să scrie pe dosul lucrării, trebuie să scrie a cui a aparținut, erau lucrări vechi, graficieni vechi, era un album întreg cu Bucureștiul vechi. Deci nu stăm numai în lucrările noastre sau numai ce ne inspire pe noi. Și în spate am lucrări care tot așa sunt inspirate o parte. Cea de acolo este o lucrare a lui unui elev al lui Sansovino. Deci după un elev al lui Sansovino am găsit-o într-o revistă de arhitectură japoneză. Cea de la mijloc este a unui artist englez care a lucrat foarte puțin, însă a lucrat într-un mod inspirat și mi-a plăcut extraordinar de mult, Aubrey Bursley, și aceea și aceasta de aici. Iar celelalte au fost tot așa inspirate o parte din alții autori, nu sunt toate aici, dar altele au fost eclectice, sunt lucrate complexe, legate de amintirea verii, de exemplu, și au avut și la origine și versuri pe care le prezentau modul la care au fost inspirate. Lucrați și versuri pe marginea lucrărilor de grafică? Da, o să vadă în albumul de acolo. Chiar aș vrea să exemplificăm la un moment dat. Da, la un moment dat se poate exemplifica și aici este după niște este scris jos după niște versuri ale unui poet francez. O souviens-toi de toi, tu te prenais ta main, pour ne pas être seul, par les fleurs d'apprentissage. Acea lucrare care prezintă niște amintiri ale verii. Foarte interesant. Ce așterneți mai întâi pe hârtie? Grafica sau poemul atunci când... Nu, poemele au fost cele care au ilustrat grafica mea, prima grafică. Atunci am însoțit-o foarte mult cu poezia lui Vasile Voiculescu, din sonetele lui. Mi s-a părut că o prezentare de genul ăsta trebuie să fie complexă și am avut atunci și muzică. Deci a fost o prezentare complexă. Nu știu dacă voi mai ajunge vreodată să pun la punct așa de bine, pentru că trebuie să ai și un suport uman lângă tine ca să poți să stai să le aranjezi. Dar atunci am avut la dispoziție sala Cafenea de Alături, unde am stat și am lucrat mai multe zile. Domnul Martin, pe vremea respectivă, mi-a permis să fac acest lucru și mi-a ținut expoziția mai mult. Domnul Virgil Diaconu atunci a mers cu mine și am pus afișe pentru a prezenta respectiva grafică, iar domnul Rizeanu și domnul Gică Pantelie au venit și au făcut câteva comentarii. Fiind foarte obosit atunci, nu am putut să ascult comentariile care s-au făcut și s-a înregistrat de televiziune, dar neatenția mea sau poate lipsa mea de perspicacitate au făcut ca să piardă caseta respectivă, pentru că se reproduceau. Bun, vorbim despre amintiri de acum, cred că 20 de ani, amintiri frumoase, da. Dar nu vă oprește nimeni, la noi rămâne în continuare poarta deschisă larg pentru dumneavoastră, ca și acum, așa că oricând veți dori sau veți simți nevoia să reveniți cu alte evenimente,
Noi la fel vă punem la dispoziție spațiile noastre. O să reorganizez materialul pentru că sunt poezii de factură diferită, sunt și sonete, sunt și alte lucrări și ele trebuie să undeva cernute. Tocmai în ideea aceasta vă spuneam, pentru că nu veniți foarte des, dar când veniți aveți o bogăție de prezentat și aș vrea să trecem de la grafică, asupra căreia vom reveni, să trecem către poezie, către creațiile literare. Dacă doriți să citiți ceva în lectura autorului, o să sau încerc să văd dacă găsesc îi invităm ceva ce nu am scris, care se poate să fie citit de cei doi invitați. Exact. Da, și până atunci le dau cuvântul pentru că sunt un suport extraordinar. Vă rog să invitați dumneavoastră pentru că știți împreună ce ați pregătit. Să-i dăm cuvântul doamnei Liana Antip pentru o lectură. Dânsa și-a ales, nu știu ce și-a ales exact, iar domnul Craifăleanu întotdeauna s-a orientat foarte frumos și a prezentat poezia ca și cum ar fi fost poezia dânsului, fără niciun fel de emoție, cu foarte mult aplomb și cu sensibilitatea pe care o are un poet adevărat. Din cauza asta l-am și invitat și de data asta și nu e prima invitație și nici ultima dacă voi reuși să mai aduc poezie. O ascultăm pe doamna Liliana Frota. Vă mulțumesc pentru onoarea pe care mi-ați făcut-o. Am foarte mari emoții și sper să mă ridic la nivelul așteptărilor dumneavoastră. Cred că n-am mai recitat de când eram la școală poezii. Ce poezii n-ați ales? Domnul Florin Nicolescu de regulă nu are titlul la poezii, așa nu. Că nu-mi permit eu să... Nu, e și asta un lucru care mi s-a imputat. Eu am prezentat poeziile și țin evidența după primul vers, așa cum se ține și în volumele de poezie al altor poeți. Mă rog, poeți, eu nu m-am considerat poet, chiar vreau să fac o introducere și să spun că de vină pentru aceste lucruri pe care le-am scris sunt cei de la Cenaclu Juventus, Simona Dobrin, o foarte, foarte drăguță, care din păcate a lipsit în volumul colectiv de poezie de la Juventus, dintr-o întâmplare, să zicem, nefericită. Ea m-a rugat să încerc să scriu și fără rimă și ritmul pe care l-am folosit, să scriu în versul pe care considerau că e model. Și așa ați renunțat chiar și la titlu. Nu e vorba de renunțat la titlu. Eu am considerat că s-a scris atât de multă poezie bună încât nu îmi permit să mai scriu poezie la ora actuală. Și pe urmă am recidivat. Am zis totuși, haide să încerc și acea poezie pe care m-a obligat atunci să scriu, într-un fel. A fost poetul pe care am dedicat-o domnului Octav Pârvulescu. Domnul Octav Pârvulescu, care m-a invitat dânsul la Cenaclul Rebreanu, cu mulți ani în urmă, și care era un boem, nu și-a strâns poeziile într-un volum, l-au strâns, după ce a decedat, l-au strâns colegii de Cenaclu. Eu mi-am permis să îi dedic această poezie pentru că mi s-a părut că unul dintre poeții sensibili și care merita un omagiu. Și așa am scris atunci poetul. Dar a ieșit tot cu rimă și tot nu le-am dat satisfacție tinerilor și nu că n-aș fi vrut să le dau satisfacție, dar așa s-a întâmplat. Să ascultăm poezie. Mulțumesc. Amurgul vieții, ca un ultim val, îmbrătăcește gleznele obosite. Prin iarba încolăcită de pe deal, de atâta dor, cu trupuri istovite. De câte ori mă doare, iar te chem, deși, de prea mult timp, nu mai ai nume. Ești iar femeia, unicul blestem, pe care îl caut ca un dor pe lume. Pe plaja întinsă furi, atât cât poți, adâncul trist din zarea nesfârșită, spre care în zborul tău ai vrea să porți o inimă și o viață irosită. Dar astăzi, harpă rezonând zdrobită, mai poți și-ai hărăzi-o altei sorți. Domnul Craifăleanu, dacă sunteți drăguți, începeți orientat. Înainte de a citi, vreau să vă mulțumesc că m-ați invitat din nou. După, mi se pare că au trecut foarte mulți ani, cred că cel puțin 4.
Nu, sigur, înainte de pandemie ne-am mai întâlnit și mă bucur că ați recidivat, chiar dacă din acest caiet din care mi-ați dat să citesc, poeziile nu sunt noi, dar sunt la fel de frumoase ca cum ne-ați obișnuit. Sigur că la prima vedere nu e foarte ușor de citit, dar mă voi strădui cât voi putea să de nu greșesc. Dată ați iar greșiți când spuneți cum să fiu fără emoții. Nu poți să citești sau să reciți poezie fără emoții. Nu mai e poezie atunci dacă nu-ți provoacă emoție. În fiecare zace închis un minotaur, speriat cu a lui putere zadarnic vreau să lupt, spre lumea de lumină firavul fir s-a rupt și nu-mi întinde nimeni pierdutul ghem de aur. Din hrubele simțirii se mișcă, m-a durut suflarea lui fierbinte acum tot mai aproape și strâng atunci icoana iubirii să mă scape, să-mi fie călăuza în labirint pierdut. Că te-am dorit sălbatic, mă simt iar vinovat, să pot să-l frâng, să-i frâng turbarea cu mine aspru lupt. Dar înțeleg că firul tu singură l-ai rupt, cu fiara întunecată când văd că ai plecat. Atunci, cu disperare aștept să urce iară din labirintul firii, întunecoasa fiară. Frumos. Alternăm cu poezia. Doamna Liliana, un poem. Domnul doctor Craifăleanu, altul. Priveam azurul ca pe un lac superb. Ademenit, plonjam în apa-i clară. Să uit iubirea crudă, greu amară, pășam prin iarbă singur, ca un cerb. În codrul des, departe afundat, mă scuturam sub crengile aplecate de flori ce grele curg în miresmate ca o cascadă de argint curat. E liniște și pace în luminiș. De sub stejari, din trunchiuri mari, bătrâne, se despletesc halucinante zâne ce se strecoară în noapte pe furiș. Desfac din copci veșmintele ușoare și se avântă în apa de cleștar, curată ca argintul. Un pahar strălucitor se umple de fecioare. N-am cutezat să scot niciun cuvânt. Uimit, priveam cuprins ca într-un vis ce peste lume ploapele și-a închis, pecetluind mai greu ca un mormânt. Se îmbracă în zăpezi dansând poiana, culori curgând în râuri de petale, plutind în aer și căzând agale, covor gingași primind pe sânziana. Pășind încet, cu mâna delicată, desmiardă gâtul fin de căprioare, cei sar în cale, vin să o înconjoare, cu rouă strălucind în păr curată. Cu fibulă de aur prins pe umăr, veșmântul gingaș mângâie, n-ascunde superbul trup, cu piept rotund de unde parfumuri curg, de flori fără de număr, fin răspândind oboare înmirezmată. Săgeți de argint și arc răsând în iarbă și straiul dezgolește pielea albă, tot corpul zvelt ce sufletul mi-n desfată. Dar umezi ochii în umbra au lucit, a prins zeița arcul și o săgeată, în tremură ușoară însângerată, în piept, după ce ținta și-a lovit. Mulțumim, domnul doctor. Poetul memoriei lui Octav Pârvulescu. În unghiul fast al frunții, ademenind lumini, se închide ochiul forceps să smulgă rădăcini, genunile îndârjite să urce fremătând, cu aripa zdrobită a fiecărui gând.
amestecat în tina astralelor caverne, sub bolțile deschise gângav să se prosterne, căzând din disperarea orgoliului superb în visul și în izvorul copitelor de cerb. Mă stinge floarea fulger în beznele abisale, ce pâlpâie infecunde cu rodirea ura, în rodiri aurorale. Împleticit în clipa ce înlănțuie în olimp, încrâncenarea frunții rodită în netimp. Îi caut înflorirea în explozii înghețate, regală încremenire de sufluri exilate, cu degete strivite încondeiesc stihii din hrubele simțirii cu aripi sidefii. Stârnindu-mi interesul, mă întorc indiferent, disprețuindu-i focul cu un colț de ochi atent, să-i fur alint sfidarea de scoică prinsă în vis, superbă perlă închisă în al apelor abis, besmetic răzvrătită tânjește ireal îmbrățișarea stearpă în patul virginal, culcându-și veșnic trupul în castă infecundă singurătatea nopții ce încearcă să o ascundă. Stau cufundat neantic într-un întors ocean, plutesc strivit de fastul bicisnic de ocean, smulgând corali cu nună țărânii vreau să pun, călcat în măreția acesteia sapun. Încremenit stalactic în focul sideral, îngheț etern, haotic, în gândul hibernal, de-o sfântă veșnicie mă împleticesc să fug și cad cu fruntea în zborul îngenunchiat în jug. Privesc spre pasul mândru al tristeții tremurând, înveșmântată în fastul sărăcăcios de gând, și ridicat spre bolta înstelată mă cobor, strivit de nepăsare, cu suflet frânt să zbor. Împotmolit în mersul gânganiei, timid către eternitatea secundei mă deschid și, îndrăznind în tina eternului un pas, prins în nemărginire un scâncet am rămas. Mă prosternez în bolta credinței luminate de urma superbiei călcâielor crăpate. Sărut tămâia jertfei prin rugile înălțate din arcuirea frunții în colb modest plecate. Fierbinte mă îngheață o stea, încet căzând, ce închide curcubeul în jerbă pe mormânt. În neclintirea rece mai stau și mai veghez și, din nemărginire, vă binecuvântez. Frumoase versuri. Doamna Liliana, ce ați mai pregătit? Cu voia domnului Florin Nicolescu am selectat dintr-o poezie de suflet, ca toate celelalte de altfel, din poezia, dintr-o poezie cu titlul de data aceasta, Poezia și poetul, câteva strofe. Sărmană poezie, în strai sărman stai slută, în haina neputinței speranța ți-ai vândut, zadarnic pe o mare de spaime cauți plută, corabia zdrobită sau doar catargul rupt. Ești roua suferinței din marile dureri, a celor care tac, ce nu mai pot să strige, de frica neputinței sub marile poveri, cu trupul istovit, cu suflet ce se frânge. Te umilești de sculță, bătând la închise porți, zadarnic îți ascunzi sub zdrențe măreția, nu poți cerși etern al chip acestei sorți, ce ți-a ucis voința, descătușind mânia. O sacră poezie! Amesteci cer și sânge, ești moartea ce vestește, dar și-a iubirii haină. Un soare aduci cu tine, ce noaptea o învinge, sau te strecori în umbră, nedezlegată taină. Sub cerul limpezit, robie ești și zbor, prin ierburile verzi pășești sau peste ape, sălbatică înfruntare, în luptă, apric dor, ne alungi spre alte zări și ne aduci aproape. Domnul doctor. Și încă o poezie cu titlu. Nu sunt numai fără titlu. Constantin Brâncuș. Iubirea întruchipată din piatra grea, curată, ți-a transformat făptura în fluier fermecat, ce
ce cântă să uimească, subtilă, delicată, o lume încremenită de chipul minunat. Degete fine modelează tainic lutul, iar lemnul dulce geme sub ciocan și daltă, închipuind unite și poarta și sărutul, mai vii decât făptura cu arta lui înaltă. În vața lor fierbinte, spre slava lor, strămoșii s-au așezat la masa și picură tăcere, la masă și picură tăcere. Coloana infinită a transformat cocoșii, din muguri scoți lumina cu lacrimă, durere. Pământul se așează și a devenit cu minte, ascultă mângâierea sălbatic și supus, înțelegând menirea de a zămisli fierbinte, din gândul care tace, din sufletul de sus, ascunse împreună visare și morminte, ne-au nemurit povestea și nu au mai apus. Frumoase versuri, poezie filozofică, poezie existențială. Și o întrebare pe care i-am mai pus-o acum mai mulți ani domnului Florin Nicolescu: pe când un volum? E păcat să nu fie trebuie strânse. Trebuie să spunem că este o literatură adunată în timp, încă nu a publicat, dar ne va surprinde ca de fiecare dată. Da. Sper. E un răspuns de dat aici. Mi s-a părut că până nu am o recunoaștere cumva și din partea celor care au fost la Cenacul sau care pot să valideze aceste lucruri pe care le scriu, ar fi o îndrăzneală prea mare ca să mă apuc să-mi scot un volum de poezie. Dar am prezentat odată cuiva, am așteptat 2 ore persoana respectivă să vină, i-am arătat ce am pregătit pentru un volum și persoana respectivă mi-a dat de înțeles că nu e pregătită să îmi facă altceva decât să-mi facă legătura cu un editor. Deci nu vrea să-mi citească poezia. Iar al doilea, un bărbat, domnul Mândruță, mi-a ținut vreo lună și jumătate niște poezii pe care le-am dat să le citească, să le vadă de aproape, ca să poată să le cântărească, și la fel s-a oferit ca să intermedieze între mine și editor. Și atunci am renunțat, dacă nu a putut să spună niciun cuvânt despre ele și a zis să-i mai las în continuare încă vreo 2 luni de zile poeziile, am renunțat. Pe urmă a mai fost cineva, îmi pare rău că trebuie să spun numele respective, domnul Mohor, mi-a cerut poezie și am dat câteva dintre poeziile pe care le consideram mai grele, să zic așa, în momentul respectiv, și nu mi le-a mai returnat. Atunci am renunțat să mai colaborez cu alte persoane. Iar ultima încercare pe care am făcut-o am trimis unui domn din Câmpul Lung, care zicea că are o fundație. Dumnezeu să-l ierte acum, să-l odihnească, acum nu mai este. Domnul Sergiu Monea. Iar după ce i-am trimis grafică destul de substanțială și poezie, n-am mai dat niciun semn de viață. Inițial a zis că nu poate să citească după telefon ce am trimis. Și după o intervenție a mea, s-a oferit să-mi facă cunoștință cu o doamnă din Pitești, care scrie, cu Cristina Onofre, pe care o cunoșteam de mai bine de 20 de ani în momentul respectiv, și mi s-a părut că deja e hazardant să mai trimit în alte părți la reviste și să nu primesc niciun fel de răspuns, și mai ales să nu primesc niciun fel de exemplar din revista respectivă, pe care aș fi plătit-o, bineînțeles. Adică nu era vorba de plată aici, era vorba de aprecia lucrările și le-a pune într-un context, împreună cu alți poeți. Mai există. N-a fost conjunctura, probabil, până acum. Nu știu, nu pot să cântăresc. Am mai avut propuneri să trimit poezie în Canada, unde sunt aproape vreo 7 volume sau 8 volume de poeți. Și nu am trimis nici acolo,
Nu pot să trimit două poezii într-un loc. Și... Dar totuși sunteți apreciați, cei pe care i-ați numit anterior, cei de acum 20 de ani care au participat, au fost alături de dumneavoastră. Vedeți, mi s-a cerut și altceva, online să trimit. Da, da. Și aici este vina mea. Deci am fost invitat la câteva reviste. Atunci a fost altă explicație. Și în Moldova și da. Deci aici nu pot să spun decât că îmi pare foarte rău, nu sunt eu pregătit din punct de vedere tehnic. Cred că aceasta ar fi explicația, dar... ar trebui să mergem mai departe, cel puțin la Centrul Cultural, puteți veni ori de câte ori simțiți nevoia. Știu, am avut această ofertă. Ultima dată domnul Craifăleanu, nu știam, am venit în 2021 și am citit și atunci, am citit de unul singur. Nu-mi place să-mi citesc poezia, dar a fost greu să găsesc posibilitatea să invit pe cineva și acum invitația am făcut-o foarte greu domnului Craifăla, nu știam că este un domn foarte serios, după ce n-am reușit să îi spun că s-a amânat lectura pe care trebuia să o facem mai devreme. Deci dumneavoastră știți foarte bine și îmi cer scuze încă o dată față de dânsul pentru că n-am putut să iau legătura cu dânsul. Deci, dumneavoastră sunteți o persoană mai solitară, așa, ca mai toți poeții, aveți perioade de izolare, de retragere, da, nu mai dați niciun absolut, telefon, nu aveți întotdeauna și probabil și aici este o întrerupere, da, în comunicarea cu ceilalți. Absolut, nici nu contest. Dar sunteți dumneavoastră așa cum sunteți, vă prezentați cu ce ne-ați pregătit și eu zic că este foarte bine și așa. Și acesta este un mod de a comunica cu cei interesați de cultură, de cultură locală. Haideți să mai ascultăm în continuare poezii și dacă vreți să veniți și în completarea poemelor citite de invitații noștri, ai dumneavoastră, să ne o mai să spuneți câte ceva. Ce mai și despre grafică și despre, să... da, și despre creațiile și... literare, stadiul în care sunteți acum cu ele. Da, deci după ce mai citesc dâns și o să încerc să fac prezentare și la grafică puțin, în afară de ce se vede, ce s-a expus, o să aduc albumele să le vedeți, mai ales pe cele care sunt de ultimă oră lucrările. Da, cred că vom încheia emisiunea cu grafică, dar înainte să mai ascultăm cam 10 minute de poezie. Cine urmează? Doamna Liliana. La prima vedere să citesc, am dat de acolo, vă rog, domnul Florin. De aici? N-am avut atâta curaj eu. Tot să... N-am avut atâta curaj să... Dar într-o poezie mai veche, care a fost prezentată în Săgetătorul, numai la acest mod. Deci am trimis mai și la în alte părți, dar... Săgetătorul sunt legați de spațiu. Exact, și nu... Și mai am scurt, mai am trimis și eu de mai multe ori. Dar da, și nu e vorba de a fi trunchiată, dar așa m-am întins eu. M-am întins pe ani de zile, am tot făcut adausuri la... Acesta e o poezie care pleacă de, tot de la o provocare. Făceam exerciții de scris poezie la Juventus și fiecare dea cuvinte pe care trebuia să le inserăm în poezie. Și așa am început acest poem în seara respectivă, după care l-am continuat acasă și a ajuns unde a ajuns. La întâmplare, poate să citească pe sărite. Crepuscul. Crepusculul, cea mai săracă pâine, m-a învăluit odată ca o apă, unind această clipă cu un mâine ce din durerea noastră se adapă. Crepusculul acesta mi-e coroană ce însângerează sufletul ușor și apoi, cicatrizat ca orice rană, îmi amintește cât mi-a fost de dor. Crepusculul final însângerat mă doare ca un veșnic început și acum, durerea brusc când s-a curmat, nici nu mai amintesc cât m-a durut. Crepusculul mă strânge ca un zid, înfrânge trupul, slab alcătuire și carnea mea miroase amolid, iar sufletul devine mănăstire. Crepusculul mă arde ca o lampă ce pâlpâie timid, apoi se stinge, căzând peste simțire ca o pleoapă, mai simt doar liniștea încet cum ninge. Crepusculul peste durere ploaie, deschide bolta nopților cu stele, înfrânge sufletul, dar nu-l despoaie nici de dureri, nici de simțiri rebele. Crepusculul, divină suferință, în care, ca într-o scoică încarcerat, mă soarbe încet, acum spre neființă, modestă perlă în calea ei culcat. Crepusculul abis în care cad, bătând din aripi, frânt îndurerate,
aprinde bolta în pâlpâiri de jad să lumineze nopți însingurate. O poezie foarte frumoasă și aici denotă sensibilitatea poetului, sensibilitatea creatorului, problemele pe care și le pune, trăirile. Are titlu? Înlăcrimată dimineața m-a sărutat ușor pe frunte, cu sfiiciunea de fecioară ce-și simte pieptul mugurit, cu puritatea unui lac strâns din zăpezile de munte, cu grija mamei ce privește din somn cum pruncul s-a trezit. Deschide porți de veșnicie prin cruda limpede lumină care coboară cu aripi de albe raze îngerești, ce ajunse pe pământ pioase ca într-un templu se închină la frumusețea de regină ce îmbracă straie femeiești. Întoarce fața de icoană ce arde aprinsă ca un rug să se reflecte în oglinda strălucitoare de azur, în ochii adânci ard flăcări vii întunecate ca în amurg ce aruncă surzând văpăi de un verde al fructelor de mur. Se scurge al timpului havuz către o calmă eternitate și clopote domoale bat chemări la sfânta liturghie. La geam foșnește liniștit, discret, înfrunzita ploaie și cerul e îmbălsămat cu dulci miresme de tămâie. Glasuri de ape se aud cum curg pe tremurând de stânci, cu sufletul înfiorat într-o taină rezonanță. Într-o tainică rezonanță, răcoarea nu s-a risipit prin văile de munte adânci și în susuri limpede ascult cu note triste de romanță. Cu timpul vechi, cu timpul nou, același curcubeu de flori ce strălucește limpezit cu arome unduind spre seară, visez adesea copleșit de frumusețe până în zori și aștept să mă trezesc mereu sub ploi de înlăcrimată vară. Foarte frumos. Doamna Liliana, ce ne mai citiți? O provocație acum. Mâhnirea e izvorul ce apele își retrage și susur ce se aude doar dacă știi să asculți. Viu, sufletul ce moare de vreme în cei mai mulți, atunci când banul arde, când iadul se desface. Mâhnirea e o travă care ți-a curs prin vine, turnată de vicleana și trufașa minciună, ce întunecă seninul și alungă vremea bună din inima curată și înclești încinși o ține. O vorbă aruncată care arzând pătrunde, dezlănțuind furtuni ce răscolesc afundul, din adâncimi profunde se răzvrătește gândul, dar neclintita față la clocot nu răspunde. Mânire este în gândul ce ades te-a tulburat, cu aroganța celui ce demiurg se crede și apoi cu umilință neputincios se vede de măreția lumii eterne fascinat. Mânirea a săpat în sufletul adânc, descoperind ascunse lumini nebănuite, ce dăruiesc pe acela ce știe să se intre cu puritatea caldă a inimii de prunc. Mâhnirea ne aduce când știm să o depășim, de semen și natură sensibil mai aproape și în inima vrăjită de cer nu mai încape mânia, nici orgoliul, dacă ne stăpânim. Mâhnia este altarul pe care atunci ofrande zeiței ce privește cu veche înțelepciune, cum peste tulburarea ce ai produs apune un soare neînvins ce înalte ruguri arde. Mâhnirea este fluviul cu apele adânci, ce liniștit și arată netulburat obrazul, fără să poți privindu-l să-i vezi vâgnind grumazul ce încovoiat se zbate când trece peste stânci. Mâhnire este zațul din viața ce-a trecut, fără de împlinirea ce nu știe să ceară, numai atât cât poate ființa cea precară, uitând că e ulciorul cu vinul bun umplut. Frumos.
domnul doctor. Un martie a trecut și iarna își desface prin florile grădinii și mugurii pleznind, tot stupii de dulceață, cu albinele roind, când babele au lăsat mițoasele cojoace. Se apropie cu zile mai pline de lumini, floriile amintind cu strai de sărbătoare, sub gerbe de verdeață măreața ta intrare, călare încetate pe un modest asin. Minunea înfloririi adeverește în plus miracolul credinței în fapta învierii, ce se înfăptuiește în toiul primăverii, când amintirea iernii din suflete s-a dus. Păstrăm ecou de atunci venind pe lăzărel, împodobit cu frunze însoțit de alți flăcăi, din codrul înverzit sau însorite văi, cu veselie în glas slăvindu-l chiar pe el. Ca semn de bucurie are nașterii la viață, în coarne poartă boii cu nunile bogate, ies plugurile în câmp să pregătim bucate în holdele mănoase ce soarele răsfață. Clădim azi cu credință un nou Ierusalim, ce întărim în suflet prin biruința crucii, el se prefigurează în bucuria muncii când învățăm iubirea și în pace să trăim. Ne pregătim de denii și jertfa, și jertfa îți cinstim, dar nu cu bucurie când îți cântăm prohodul, ci așteptând lumina pe care o ia norodul ca semn al înnoirii pe care îl primim. Bat clopotele atunci și zbânda să vestească, când coborând în moarte pe moarte ai călcat, și viață tuturor ce nu aveau le-ai dat, cu spirit primenit în viața pământească. Primim cu bucurie acest botez în duh, cu credele rostind, Hristos a înviat, și ne simțim deodată cu suflet mai curat, ușor ce se înalță ca pasărea în văzduh. În noaptea minunată trec pâlpâind făclii, ca stelele aprinse în cer, purtând suflete vii. Frumos, o întrebare pentru amândoi. Cum percepeți versurile poetului Florin Niculescu? Doamna Liliana, apoi domnul doctor. Sunt versuri de suflet pe care, și sunt din experiențe pe care probabil fiecare dintre noi le-am trăit de-a lungul vieții. Și sunt versuri care ne alină și singurătatea și suferința, da, și poeziile dumneavoastră. Și bucuria. Și cu bucuria. Și cu bucuria. Domnul doctor. Sunt versuri dintr-un suflet frământat și care caută să aducă la lumină frumusețea în tot. Dovadă și grafica. E un artist complex. Eu am mai spus că poezie poate să scrie oricine, dar pictură, desen, nu. Poți să vezi 1000 de tablouri. Dacă nu ai harul divin, nu poți să faci un tablou să-l desenezi. Poezii, dacă citești 1000 de poezii, poți să ajungi să scrii și o poezie. Dar când se împletește, și noi avem mai multe cazuri la Centrul Cultural, când se împletește talentul literar cu harul divin, arta plastică, e ceva formidabil. E greu de spus în câteva cuvinte. O încântare să participăm la un eveniment și expoziție de artă, dar și creații literare și în lectura invitaților și în lectura autorului. Dar înainte de a-i da cuvântul autorului, insistă doamna Dina Perianu, de asemenea din familia noastră a Centrului Cultural, promotor cultural, doamna doctor inginer Adina Perianu. Mulțumesc! La dar eu n-am microfon. Să citesc poezie, că n-am așa un talent către cameră, vă rugăm. Ca ceilalți. Am să vorbesc despre portretele. Sunt 15, le-am văzut. Domnul Florin, eu am mai fost
la dumneavoastră în urmă cu vreo 3 ani, 4, nu mai țin minte, și atunci m-au impresionat sufletul dumneavoastră foarte cald, foarte deschis, sensibil. Domnul Craifăleanu și doamna au spus suficient încât am să mă refer la aceste portrete de femei. Au niște ochi care mă privesc, chiar dacă nu sunt foarte aproape. Au niște ochi melancolici, niște ochi surâzători, niște ochi care te cheamă mai aproape. Mai aproape. Lucrări foarte expresive, într-adevăr. Foarte expresive. Și grafic are această putere de expresie. Da. Și am cochetat și eu puțin cu desenul, mai ales în copilărie, după ce mi-a murit un frățior, mămica și cu tăticul m-au dus la Palatul Culturii și am luat lecții de desen, după aceea la Pionieri. Am făcut cu o doamnă, Pumburici se numea. Acea doamnă era deosebită, deosebită. Ne conducea până la Gura Trivălii când eram la Pionieri. După aceea am ieșit la pensie, de la pomicultură am lucrat, știți, domnul Florin. Și mi-a plăcut așa de mult, am făcut cea mai frumoasă meserie, cea mai frumoasă facultate. Și credeam că e grozav să ieși la pensie, mai ales că aveam o moșie cumpărată la Băbana, Lupuieni. Dar n-a fost așa. Am căzut în depresie și fiica mea m-a luat la București și m-a dus la un curs de desen cu emisfera stângă. Noi desenăm cu emisfera dreaptă, nu? Sau cum e? Îmi spuneți dumneavoastră și vreau să vă spun că a fost extraordinar. Chiar am să aduc din acele desene cum am făcut înainte de a începe cursul și după aceea. E formidabil să știi, să creezi poeme, poezii și să faci și desene cu har. Vă felicit din toată inima mea. Și să mai creeze și versuri pe marginea lucrărilor de grafică sau invers, lucrări de grafică pe marginea unor poeme. Nu am ochelari. Scăpat. Reverență, felicitări din toată inima. O emisiune deosebită. Sunt foarte fericită că v-am revăzut. Mulțumim. Să-mi permit să citesc spre, spre final, autorul are cuvântul. Voiați să mai spuneți ceva și despre grafică sau încheiem cu poezie în lectura dumneavoastră? Să mă prezint în grafică atunci cel puțin de la... Spuneați că mai completați cu ceva despre grafică. Ce n-ați pregătit sau ce mai aveți de spus? La microfon să vă și auzim. Nu am prezentat-o și nu știu cum... Da, nu am prezentat-o și o să o prezint acum ca să poate vă să vadă mai bine. Sunt mai multe lucrări. Aveți o fascinantă percepție a detaliului. Parcă vedem așa anatomia frunzei, a copacilor, a pădurii. Ciseva care curge. Exact, exact. Are o percepție a detaliului. Parcă ar fi lucrări așa filigranate. Sunt vii. Mulțumim, doamna Dina, așa este. Când le-ați făcut acestea? Între 10 și 26, luna iunie. A, deci sunt foarte, foarte recente. Sunt foarte recente și practic sunt lucrate în 3 sau 4 zile. La Călimănești sau unde spuneați că le-ați realizat? Da. În natură. Numai 3 sau 4 zile. Deci am lucrat mai multe în acea zi. Cam cât durează să realizați așa o lucrare? Câte ore vă ia? Păi, începând de la acea lucrare pe care am făcut pe elevul lui Sansovino, la care am lucrat vreo 50 ceva de ore, la câteva minute.
Și o să încerc să găsesc o lucrare respectivă pe care am făcut-o la Predeal. Da. Pe care a văzut-o un coleg și a zis, tu faci niște mâzgălări, practic. Când te uiți mai bine, îți dai seama că totuși nu e mâzgălare, că este ceva. Se vede că iubiți foarte mult natura acolo, vă simțiți cel mai bine. Da. Și vă inspiră să creați asemenea lucrări. La fel și, da, lăcașele de cult, am văzut. Aici, cum redați bisericile, maniera dumneavoastră. Am plecat la Luxurianță, am plecat cu Călimăneștiul. Chiar sunt luxuriante. Da, povestiți-ne. Sunt și vile de pe malul Oltului sau hotel de pe malul Oltului, dar și locuri pe care le-am remarcat, în care am crezut că pot să redau ceva plastic. Ați făcut-o foarte bine și foarte frumos. Uite ce înseamnă un suflet delicat de artist, un suflet care vede, observă și mai mult decât atât redă aceste frumuseți pe care foarte mulți dintre noi le ignorăm, aici ni se par normale. De ochilie, cea care stă la baza construirii mănăstirei turnul vechi, turnul nou și intrarea superbe în mănăstirea, da. Turnul. Practic am plecat de aici, de la această cruce care mi s-a părut că este un fel de memento mori. Da. Și pe urmă am văzut cum au trudit acolo călugări, începând de la acest prim călugăr care și-a săpat în stâncă locașul în care a odihnit, și până la aceste două ultime lăcașuri, ultimul e făcut acum 20 de ani, exista deja, aici este ostrov, începe să fie și istorie, a fost pe fundul Oltului, 7 metri a fost ridicată în sus. De ce spun că este istorie? Pentru că am văzut-o acum, am revăzut-o după 20 de ani și arată cu totul altfel. Ridicată, e sus, nu e unde era. Da, sigur că da. Și practic dumneavoastră simțiți... La ostrov acolo era mult mai mare. Da. Simțiți atât sufletul copacilor, sufletul pădurii, dar și sufletul acestor lăcașe de cult. Aici este biserica de la Bolnița, care aparține mănăstirii propriu-zise, pe care am prins-o din lateral. Aici trebuie să fie cozia veche, undeva, cred că e prinsă și aici și aici, da, cozia veche. Cozia propriu-zisă n-am prins-o decât din lateral. Sunt niște poduri. Colegii de la Cenaclu au spus că sunt niște poduri care fac legăturile de suflete, dacă așa am înțeles eu. Și aici este cozia văzută de peste Olt. Arătăm mai bine la cameră, da? Cozia văzută de peste Olt. Da, aveți o percepție extraordinară asupra frumosului, asupra locurilor noastre pitorești. Vile din aceeași zonă, drumul spre Stânișoara, altă mănăstire, care nu apare aici. Am fost la... Când am plecat de acolo, am... Pe unele le conturați mai intens, pe altele mai puțin. Cum se explică? Am făcut-o foarte repede și m-am inspirat după felul în care pictează japonezii. Aici este la Muiereasca. Da. Am urcat la Frăsinei și o doamnă n-a vrut să înțeleagă că acolo este interzis să urce femeile, da. După care am făcut o pauză destul de mare acolo, pentru că trebuia să îi se citească de dezlegare pentru păcatul respectiv. Și... Spuneați despre arta japoneză. Într-adevăr, aveți o manieră orientală în a reda, mai ales în grafică, a reda peisaje... Toți pictorii trec, mai ales la peisaje. De departe percepem ceva, dacă ne apropiem, vedem și altceva. Da, și aici este Predealul. De unde această tehnică, domnule Nicolescu? Poftim? De unde această tehnică? De la cei dinainte. A vorbit cineva de Picasso. Picasso era un desenator excelent și marea majoritate erau niște desenatori de mare forță. Iar eu i-am cunoscut și atunci am înțeles că trebuie să muncești foarte mult și să cauți foarte mult linia, mai ales în compoziții.
pe care eu nu le-am încercat, pentru că sunt lucruri mai greu de făcut și nu am avut acces în trecut la culoare de bună calitate. Și atunci am renunțat la pictură și am făcut ceea ce am putut eu. Dacă voi avea posibilitatea de acum încolo, deși mai e timp foarte puțin... Eu zic să vă așezați, să nu-l chinuim prea mult pe domnul doctor, aici, că vă ține microfonul. Da. Luați loc, domnule Niculescu. Aici este acea lucrare pe care am făcut-o în câteva minute, da, și care a spus că pare o mâzgăleală, dar este totuși o lucrare. Nu, este o grafică deosebită, este o tehnică a dumneavoastră și de inspirație și japoneză. Aici, da, câteva dintre cabanele care erau în zona respectivă. M-a interesat și atmosfera de ceață, de munte. Da, până și nu, ceața ați redat-o. Nu peste tot am reușit să o prind. Este destul de dificil. Da, este o încântare să le privim. Se vede, cred că a fost cerul întunecat, pentru că fiecare dintre lucrări, aici am încercat și în alte câteva lucrări să prind și ceața. Și aici, din nou, peste 2 ani, când am trecut în acea stațiune, am făcut alte lucrări. Și în plus, am o vale întreagă, Valea Cerbului, care este prinsă tot în lucrări de grafică. Cam atât. Superbe lucrări. Vă așteptăm cu o altă expoziție, o expoziție pe care să o amenajăm pe șevalete. La una dintre expoziții te ajută și felul în care sunt trezate la zi. V-aș ruga să luați loc mai bine, să stăm mai confortabil. Nu, pentru mine e confortabil oricum. Vreau să arăt câteva lucrări care, în momentul când sunt... tot așa o să stau, trebuie să fie văzute și în momentul în care le lucrezi, da, în creion și în care le lucrezi, da, până ajung să fie transformate. Este Trivale, este Piteștiu, unul dintre albume. Deci așa frumos, arată. Frumos, deci frumos. Așa arată, pentru că am vrut ca cine le vede, mai ales cei tineri, să își dea seama că trebuie să treacă prin toate aceste stadii până ajung la o lucrare finală. Deci nu am ascuns. Asta este una, da, dintre lucrările pe care le-am făcut înainte să plec în stațiune, când era încă primăvară și nu erau muguri în copaci. O să mai arăt puțin din... O să văd dacă mai am Piteștiu aici. Da. Le-am avut pe etape și aici iar se văd lucru cum a evoluat. Deci creionul, schița făcută, după care încep să lucrez. Da, ne dăm seama, da, de diferența dintre schița și finalizate, final. Da. Da. Deci am vrut ca cine le vede să poată să înțeleagă cum le fac. Și cât de mult se lucrează, cât de elaborat este o asemenea și lucrare. Și cât de elaborat, dar să vadă care este tehnica, ca să poată, văzând etapele, să poată să apuce să lucreze cu mai mult curaj. Da, să zicem că e doar o parte de aici. Și aș vrea să mai prezint, că m-ați întrebat de dacă scriu și în momentul când desenez. Da. Ce faceți mai întâi? Versurile sau grafica? Am simțit nevoie la un moment dat. Poftiți aici și la microfon ca să vă și auzim. Da, cum am spus eu, sunt lucrări parcă de geometrie sacră, foarte interesante. Ce reprezintă, că fiecare lucrare trebuie să aibă un titlu, măcar o poveste? V-am spus, am plecat de la cardioidă, am găsit-o într-o revistă și am descifrat modul în care este făcută. Am numărat punctele care, de la care se pleacă pe margine și am descifrat tehnica, după care am încercat să fac alte lucruri. Și aici sunt versuri pe care le-am scris vis-a-vis de starea pe care o aveam în momentul respectiv. Poate ni le și citiți sau ne ajută domnul doctor? Da. Te-ai închis în veșnicia, la microfon, domnule doctor. Te-ai închis în veșnicia neclintită în chihlimbar, prinsă în roa luminoasă, precum vinul în pahar, și ai păstrat toată beția părului aprins de soare, despletindu-te ca roza în grădini mirositoare. Aici chiar sunt numerotate punctele, ca să poată să descifreze cineva ceea ce eu am închis. Ne conduceți cumva la o poezie a sferelor deja. Deja aici? Ne duceți în alte dimensiuni. Vorbele prea mult nu-ți pot oferi, de aceea scumpă mi pare acum tăcerea. Peste rând turnată poate acoperi semnele sub care geme ascuns durerea. Și aici?
Frământă-mă cu palmele sub lutul din care plămădești gingașul cioare, să pot primi și eu cândva sărutul acelor însetați lângă izvoare. Restul nu mai. Da, inspiraționale. Însă sunt încercările mele de a face altceva din punctele respective. Da, ne duc cu gândul altceva. Și la acele mandale, la acea la artă mandala. Sacră. Da, sigur da, că da. Da. Se vede că studiați, că citiți foarte mult. Da, vorbim altă dată și despre lectură. Sigur pentru că da. Sunt aici mai multe lucruri de spus, pentru că autorul nu este independent. El este independent. Luați loc pentru că ne apropiem de final. Este strânsă de cititor, cititorul avizat mai ales, care vine și încearcă să descifreze până în profunzime care sunt sursele culturale care au dus la scrierea unei poezii sau care au dus la una dintre lucrări. Trebuie să spun că a zis la un moment dat de labirint. Labirintul a jucat un rol esențial în arta sacră foarte multă vreme. Iar ceea ce știm noi despre Troia a avut reverberații până în secolul 15-16 pentru că a stat la baza învățământului. Tot ce pleacă, pleacă din profunzime, din străvechime. Iar unul dintre colegii de cenacul, domnul Brentan, avea lucrări în care arăta că noi suntem mai vechi decât egiptenii și decât romanii și că romanii, practic, au luat de la noi și nu noi am mutat de la ei. Da, sunt foarte multe teorii, într-adevăr. Sunt foarte multe. Și avem dovezi respective care sunt în toate scrierile și transumanța nu era numai aici, în Carpați. Transumanța se referă la spații mult mai largi. Iar în momentul când vorbim despre sciți și despre daci, vorbim despre același lucru și vorbim despre parte care era legată de tainele gândirii religioase ale strămoșilor noștri. Care încep, ce privește puterea lor de a lupta și de a strânge armate, să nu uităm că ei strângeau până la 120.000 de luptători, în vreme ce prin secolul 15-16 în Europa se strângeau 17-18.000 de luptători. Da, iar... și iată că prin arta dumneavoastră ați ajuns să stilizați practic și istoria umanității. Așa cum ne dați în de înțeles. În momentul când ajungem la geometria sacră și când ajungem la aceste lucruri, trebuie să ne bazăm foarte mult pe Eliade, care a studiat lucrurile respective și mai ales pe cei care l-au promovat, făcând niște emisiuni extraordinare la televizor, vorbind despre geometria sacră care există în toate monumentele din Europa. Și nu numai din Europa, din lume. Vorbim de simboluri, da, care unele sunt foarte puternice, da, și cuprind în ele iar spiritualitatea întregi. Se reflectă diferit atât în muzică cât și în pictură și în arta religioasă și trebuie văzute cum sunt legate lucrurile care sunt construite pe baza unei credințe de monumentele respective. Respectiv, gândirea indiană este de alt tip decât gândirea japoneză. Muzica în toată lumea, după Bernstein explicată, se leagă foarte mult de spații. Și în momentul când era exemplificată cu muzică a munților de mai mică înălțime sau de mai mare înălțime, când trecea și vedea ce se întâmplă în America de Sud și trecea până la spațiile rusești, de la spațiile rusești trecea la muzică din nordul Europei, sau când se vorbește despre poezie sau despre arta care este legată de spațiile luminoase sau întunecoase, umbrite mai mult, atunci se vede într-adevăr ce complexitate extraordinară este în această cultură. Iar... este infinitul până la urmă. Da. Infinitul care, bineînțeles, n-are cum să fie cuprins. Vorbim de infinit, sacru, de divinitate. Apropo de infinit, sunt multe de spus, dar trebuie să ne limităm, să ne, într-un minut, să spuneți ce ați avea dumneavoastră de transmis celor care vă simpatizează, vă susțin, ar dori să vă mai asculte și să vă vadă lucrările. Nu pot să fac o promisiune foarte
clar aici, dar mă voi strădui până la urmă să leg aceste lucrări și la altă manieră decât am făcut-o până acum. Poate ne propuneți o altă tematică, o tematică mult mai aplicată atât pe poezie, pentru că astăzi a fost așa o prezentare generală a creațiilor dumneavoastră, așa un arc în timp, dar poate veniți cu o expoziție tematică de grafică și cu poemele aferente. Da. Deja v-am lansat noi provocarea. Da, bine, o să încerc să fac așa ceva și atunci sper să fiu pregătit într-adevăr să arăt că în orice direcție se merge, lucrurile se leagă. Și dacă nu le legi pe toate împreună, poezia și cu muzica și cu grafica și cu pictura și alte arte, nu se poate, pentru că poezia înseamnă cosmos, antropos, logos. Deci e cuvântul în primul rând, dar este și cosmosul pe care noi îl legăm de el și universul uman, antroposul. În momentul când privim infinitul la Caspar Friedrich David în picturile lui, deja vedem infinitul mare și cu infinitul mic. Infinitul mare care înseamnă oceanul, muntele Prăpastia și cu omul. Deci sunt față în față. Iată cât de departe am ajuns cu discuția Putem noastră. Putem să ajungem mai departe. Sigur că da. Eu vă mai aștept și cu alte ocazii. Le mulțumesc și în mod special. Eu le mulțumesc foarte mult celor doi invitați. Doamnei Dr. Craifaleanu, doamnei Liliana Prodan, vă mai aștept să ne mai încântați cu lectură din creația autorului Florin Niculescu. Domnule Niculescu, trebuie să ne oprim aici. Vă mai așteptăm. Eu vă mulțumesc pentru invitație. Promit că vă punem toate spațiile noastre la dispoziție dacă doriți să creați aici, dacă doriți să veniți cu expoziții, cu lectură și, Doamne ajută, și cu un volum de versuri, cum spunea domnul doctor. Mulțumiri. Mulțumiri și noi. Și multă inspirație în continuare. Tuturor creatorilor la fel le doresc. Toate cele bune.